Proiectul care asigură independența energetică a României a fost depus astăzi în Parlament. Liderii coaliției au depus până la urmă, după lungi perioade de negocieri și tratative, această lege offshore, care ar trebui să facă din România un factor de stabilitate energetică în această parte a lumii. Haideți să urmărim declarația premierului Ciucă pe această temă și revenim la invitații mei. Prin această lege, cu certitudine, începând din acest an, vom avea pentru prima dată compania Black Sea Oil Gas livrând gaze, cred că nu mai târziu de jumătatea anului. Exploatează un perimetru de unde va asigura aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an. Exploatarea în perimetru Neptun Deep va începe cel mai devreme la sfârșitul anului 2026, începutul anului 2027. Totodată, în onshore, la Caragele, în județul Buzău, exploatarea gazelor la mare adâncime va începe la începutul anului 2024. George Pecingine, deputat al Partidului Național Liberal, de asemenea domnul Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Domnule Nicolescu, voi începe cu dumneavoastră. Cum vi se par predicțiile premierului care și ale ministrului energiei, care spune că încă de la jumătatea acestui an vom fi capabili să avem gaz din Marea Neagră? O veste bună. Dacă aveam inteligența de a nu strica lucrurile acum 4 ani și jumătate, probabil am fi avut mult mai mult gaz decât consum în momentul în care vorbim. Dar e bine că au reușit să propună această lege. Sper să o aduce cât mai repede și să începe investițiile acolo sau să se finalizeze în cazul celor de la PSOE. O veste bună, domnule Pecincină, în momentul în care vorbim, are vreo legătură starea militarizată a Mării Negre, situația de insecuritate de acolo, cu siguranța celor care se vor ocupa de transportul gazului din Marea Neagră? Sigur, dacă ne uităm la rece, da, sunt pericole în Marea Neagră în acest moment datorită conflictului din Ucraina, dar eu sper că la momentul în care vom demara exploatarea efectivă a gazului din Marea Neagră, acest pericol să fie îndepărtat. Și asta întâmplându-se când? Cât mai curând posibil. Din punctul meu de vedere și din ce am văzut prezentările și discuțiile cu specialiștii și prezentările din lege, 2026 ar fi termenul cel mai rapid pentru offshore. Pentru inshore e un termen mai scurt, 2024. Domnule Nicolescu, cum ar putea schimba această, până la urmă, decizia folosirii, utilizării acestui zăcământ, rolul României ca factor de stabilitate în această zonă? Ar putea să îl accentueze. Dar, repet, hai să vedem să fie adoptată, că a mai fost în Parlament propuneri, au intrat într-o formă și au ieșit în altă formă, să vedem adoptată, să vedem investițiile reluate, să vedem această producție că există și cu siguranță vom avea mai de câștigat cu toți consumatorii, stat, investitorii, dacă lucrurile se întâmplă. În momentul de față, singurii care câștigă sunt rușii în această situație în care noi nu ne exploatăm resursele și importăm de la ei. Singurii care câștigă sunt rușii acum, iar dacă nu se va întâmpla până la urmă, credeți, domnule Pecingine, ne asigurați că există consens pe marginea acestei legi, pentru că, uitați, domnul Nicolescu încă păstrează o portiță deschisă pentru îndoială, pentru dubii. Haideți să vedem ce se va întâmpla în Parlament. Sigur,
Nu pot eu să asigur pe nimeni, domnul Niculescu știe foarte bine cum funcționează Parlamentul, dar am văzut atât președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cât și președintele Senatului, Florin Câțu, cât și premierul, au asigurat că decizia coaliției este de a implementa cât mai repede această lege, de a o adopta și de a o implementa. Pe care de consecință, eu cred că vom merge pe procedura de urgență și acum de ce să ne ascundem, având în vedere majoritatea PSD, PNL, UDMR și minorități, atât în toate comisiile avizatoare, precum și în plen, cred că va trece în regim de urgență. Nu vor exista probleme. Despre împărțirea veniturilor, domnule Niculescu, în această lege se prevede faptul că 60% ar trebui să revină statului român, 40% investitorului. Cum vi se par aceste procente? Dacă sunt agreate și acceptate de investitori, mi se pare că totul a făcut o afacere sau e pe cale să facă o afacere foarte bună. Din punctul meu de vedere, eu mă așteptam undeva la 50-50, deci statul a obținut mai mult și nu neapărat e rău, e bine acest lucru. Dar, repet, să vedem că se întâmplă. Deci 60% în condițiile în care nu riști nimic financiar, în condițiile în care câștigi din prima zi, cu mult înainte ca investitorii să-și recupereze investiția de acolo, eu zic că e o afacere bună și mi-aș dori ca România să facă numai afaceri de acest gen de acum încolo. Vă întreb și pe dumneavoastră, e posibil ca situația accentuat militarizată a Mării Negre să pună piedici în calea extragerii acestor zăcăminte? Categoric, da. Mina aceea pe care a distrus armata noastră era la 7-8 mile de platformele petrolului care funcționează acum în mare. Evident că riscul de operare a crescut foarte mult. Operatorii care merg acolo să facă lucrări cer tot felul de asigurări care înseamnă niște costuri suplimentare la proiect. Trăim într-o cu tot altă lume după nebunia declanșată de Putin cu acest război absolut nejustificat. Și aceste asigurări ar trebui să fie plătite de cine? Păi, aceste asigurări sunt plătite de beneficiari, adică de investitori. Și evident că, vă dați seama, o companie care își trimite oamenii acolo să foreze în condițiile în care ați văzut ieri, nu mai departe, cea mai mare navă din Marea Neagră a fost cufundată în urma unui atac cu rachet. E război. Deci oamenii respectivi, ca să meargă acolo, cer salarii mai mari, cer asigurări, cer... Doamne ferește, lovește o mină, o platformă care forează. Vă dați seama, pierderi, costuri de sute de milioane cu instalațiile respective și plus viețile omenești. Deci sunt niște riscuri suplimentare care cresc costurile proiectului. Domnule Pecingin, ați luat în calcul faptul că România ar putea să atragă atenția într-un mod special Rusiei prin decizia exploatării gazului din Marea Neagră? Bun, acum noi am atras, Bolens Nolens am atras atenția Rusiei, suntem vecini. Din nefericire, Marea Neagră cel puțin acum, în aceste momente cu rușii, ei își doresc să fie vecini noștri permanenți, să sperăm că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Orice s-ar întâmpla în momentul de față, 46% din gazul din Uniunea Europeană este importat din Rusia și 24,6% cred, dacă nu mă înșel, din Norvegia, pe care de consecință trebuie să ne câștigăm independența energetică, chiar cu riscul de a atrage atenția Rusiei. România, în cazul în care toate vor merge bine și sperăm că va decurge conform prognozelor dumneavoastră, ar putea să-și dubleze, practic, producția cu mult peste necesarul actual de consum intern. Ne-am putea transforma în exportatori, domnule Niculescu? Eu mi-aș dori să ne transformăm într-un producător important de îngrășăminte, de exemplu. Și să reușim să procesăm acest gaz și să încercăm să învățăm de la ruși cum nu trebuie să procedăm. Vedeți, ei trăiesc de pe o zi pe alta cu economie în cădere, numai vânzând resurse primare de energie. Eu mi-aș dori să fim mai inteligenți, să procesăm cât mai mult în România, să, repet, să producem îngrășăminte, să producem produse petrochimice,
dacă se poate și în felul acesta să câștigăm mult mai mult. Are România capacitățile necesare procesării, așa cum spuneți? Sunt și capacități care sunt închise și pot fi construite și altele noi. Acum acest război din Ucraina, de exemplu, era un important producător de îngrășăminte chimice. Poate că reușim parțial să suplinim ceea ce Ucraina nu mai poate să producă din cauza războiului. E nevoie de un plan, e nevoie de puțin curaj, pentru că în orice situație dificilă apar și foarte multe oportunități. Sper să avem inteligența să le capitalizăm, să le fructificăm. Ați luat în calcul și această perspectivă a procesării, domnule Pecingilă? Cu siguranță, și numai la... Vedeți că acum se vorbește despre o criză energetică, o criză alimentară și, da, domnul ministru are dreptate, s-au luat în calcul și asta este problema prioritară a României, să nu mai exportăm, în ceea ce privește export, materie primă, ci produse finite. Și da, s-a luat în calcul și această variantă. Bun, în acest moment ne putem aștepta la o cerere importantă din partea celor interesați de acest zăcământ, domnule Nicolescu? Despre care zăcământ vorbim? Dacă vorbim despre cel din Marea Neagră, acolo de la Mica Adâncime, acolo deja este semnat un contract între producător și compania Engie, probabil cel mai mare furnizor de gaze pentru populația României. La ceilalți urmează să-și semneze contractele. Romgaz are jumătate din producție, Petrom are cealaltă jumătate din producție. Va fi un interes, sunt convins de acest lucru. Repet, eu mi-aș dori să se proceseze cât mai mult în România și putem să-i ajutăm și pe vecinii noștri. N-am niciun dubiu că putem ajuta, de exemplu, Republica Moldova. Dacă vor dori să cumpere de la noi, putem să-i ajutăm pe unguri dacă termină sau mai renunță la acest dans că le place atât de mult cu Putin. Putem să-i ajutăm și pe bulgari. Dar mi-aș dori, repet, cât mai mult să fie procesat aici și să-i ajutăm pe vecini exportându-le și lor îngrășăminte după ce satisfacem nevoile agriculturii noastre. Ați stabilit o dată până la care această lege trebuie să fie aprobată, domnule Pecingilă? Bun, am luat o marge, dar pe procedură de urgență, trecând prin comisii și plen, am luat o marge de o lună de zile, o lună jumătate, astea sunt procedurile, dar eu cred că ne vom încadra mai repede. Vă așteptați la diferite, diverse, posibile forme de lobby pentru a împiedica această lege în rândul parlamentarilor, ca să spunem lucrurilor pe nume? Da. Da, și cred că va fi cel puțin vecinii, sau mă rog, cei care își doresc să fie vecini cu noi, rușii, vor face un lobby puternic. Numai că nu cred că vor mai găsi același personaj în Parlament care să-i ajute. De data asta e o decizie luată într-o coaliție. Dacă nici această coaliție, care are o majoritate covârșitoare în acest moment, nu este în stare să treacă o lege de o asemenea importanță pentru România, cred că nu avem viitor. Dar eu sunt convins că va trece și va trece în condițiile în care le-au prezentat, mă repet, președintele Senatului, președintele Camerei și premierul. Da, e interesantă abordarea dumneavoastră. Nu excludeți posibilitatea în care parlamentari români să facă obiectul unor tentative de convingere din partea unora care... Mă uit doar la trecutul apropiat, la celebra lege 5G, da? Și îmi dau seama de acolo că putem să avem aceleași personaje sau unul dintre personajele respective să facă lobby și pentru a nu se implementa o asemenea lege. E foarte interesant ceea ce spuneți și vom urmări îndeaproape. O ultimă întrebare, domnule Nicolescu. În opinia dumneavoastră, totuși, ce a făcut ca România să aștepte atât de mult timp dincolo de explicațiile pe care le-am auzit? Pentru că dacă am fi mers mai departe, dacă ar fi fost implementată deja această lege, rolul, locul României pe harta Europei ar fi fost altul acum. Să știți că este o întrebare foarte bună și eu cred că merită o discuție despre acest subiect. Nu am un răspuns, nu știu, m-am gândit și eu foarte mult la acești 4 ani și jumătate care s-au pierdut. M-am gândit de la conspirații până la, cum să vă spun, înțelegeri sau prostie. Dar totuși ar trebui ca cineva
să răspundă pentru acest lucru, pentru că nu este normal. Noi astăzi putem să avem sute de milioane la venituri la buget generate de aceste, exploatări. În loc să ne împrumutăm, puteam să avem cea mai mare corporație americană, ExxonMobil, care să foreze acolo. Puteam să avem mult mai mult gaz și să nu avem grija iernii viitoare decât consum. Puteam să avem o industrie de îngrășăminte relansată. Nu avem aceste lucruri, avem doar speranța că acest proiect de lege va fi adoptat, că va fi adoptat într-o formă care va permite reluarea investițiilor. Dar despre acești 4 ani și jumătate pierduți, din punctul meu de vedere, cineva trebuie să răspundă și o analiză trebuie făcută. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc amândurora pentru aceste explicații. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. S-a întâmplat un lucru foarte bun realizat de statul român. Ministrul Culturii s-a gândit să cumpere manuscrise unicat ale unor autori pe care cu toții îi cunoaștem, de la adolescenți până la generațiile mai în vârstă. Eliade, Mircea Eliade și Emil Cioran, le puteți vedea, le puteți admira manuscrisele în original la Biblioteca Națională a României, poate chiar în acest weekend. Despre toate vom vorbi după foarte scurtă pauză împreună cu istoricul Adrian Cioroianu. Rămânem împreună! Industria agroalimentară. Am vrut astăzi să vin să vizitez una dintre facilitățile de procesare și am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajați are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro și produce aproximativ 100 de mii de tone de ulei pe an. Este în proporție de 40% din necesarul de consum de ulei din țara noastră. Ținând cont de situația de securitate, am apreciat că este absolut necesar ca la nivelul guvernului să luăm măsuri pentru siguranța alimentară și în felul acesta, în urma consultărilor pe care le-am avut în ultima perioadă de timp, am decis să venim în deplin consens cu ceilalți membri ai coaliției cu acest set de măsuri sprijin pentru România, în cuprinsul căruia pentru agricultori avem asigurat un sprijin de aproximativ 300 de milioane de euro capital de lucru, iar pentru procesatori, de asemenea, avem asigurat un pachet de aproximativ 200 de milioane de euro. Totodată, ținând cont de potențialul agricol al țării noastre, am considerat necesar să venim în sprijinul și încurajarea fermierilor români să proceseze la fabricile din România, asigurându-le un procent de 10% compensare pentru cantitățile de produse agricole pe care le procesează în țara noastră. Totodată, înainte să ajung aici, am avut de asemenea posibilitatea să merg la o companie care procesează peturi și de asemenea echipamente de uz casnic, în sensul în care folosesc deșeurile din PET și produc fibră și de asemenea tot ceea ce înseamnă aparatură electrocasnică este refolosită și există un potențial cât se poate de bun și de asemenea există proiecte astfel încât România să se înscrie în acel pachet decis la nivelul Uniunii Europene Fit for 55. Este vorba de a
produce cât mai ecologic, de a ne înscrie în setul acesta de măsuri pentru economia circulară, iar aici la Buzău am putut să văd că au fost deja demarate astfel de inițiative, ceea ce pentru noi, din punct de vedere al problemelor pe care le avem, din punct de vedere al măsurilor pentru ceea ce înseamnă mediul înconjurător. Am avut și săptămâna trecută o întâlnire cu Comisarul pentru Mediu și ne-am angajat să luăm toate măsurile astfel încât să ne înscriem în deciziile și standardele europene în acest sens. Vă mulțumesc! Domnule premier, pentru că ați amintit despre acest pachet Sprijin pentru România, în acest context aș vrea să vă întreb despre acele vouchere în valoare de 50 de euro prin care românii își pot cumpăra alimentele de bază, deci și ulei, aflându-ne acum la o fabrică de ulei. Partenerul dumneavoastră, până la urmă fostul lider, Florin Câțu, spunea că va cere o analiză dacă își permite România să plătească aceste tichete din banii proprii de la bugetul de stat. În acest context vă întreb, își permite România să dea acest tichete de la 1 iunie și despre ce analize e vorba până la urmă? În acest moment, valoarea totală a acestei măsuri de asigurare a 50 de euro la 2 luni pentru persoanele vulnerabile, am precizat din momentul în care am anunțat pachetul de măsuri că 50% din bani sunt bani europeni, 50% sunt bani de la bugetul de stat. Până în acest moment doresc să subliniez că nu lansam măsura dacă nu aveam fondurile necesare. Fiecare dintre măsurile respective au fost decise în urma identificării impactului bugetar și sperăm ca odată cu flexibilizarea tuturor mecanismelor la nivelul Uniunii Europene, așa cum am discutat, să putem să acoperim cât mai mult din această sumă. Cert este că în acest moment există fondurile necesare pentru asigurarea acestor vouchere. Dar despre ce analiză vorbea Florin Câțu până la urmă? În interiorul PNL și al coaliției? Am analizat și în interiorul Partidului Național Liberal și în interiorul coaliției. Astăzi, Ministerul Apărării a anunțat suspendarea zborurilor cu avionul operativ MiG-21 Lancer. Care e motivul acestei suspendări a zborurilor și dacă este pregătită România să renunțe la acest tip de aeronave? Am înțeles că este vorba despre o suspendare temporară. Asta nu înseamnă renunțarea la capabilitate. Este vorba de o analiză care a început cu mai mult timp în urmă și se dorește finalizarea tuturor factorilor tehnici pentru a fi siguri că nu mai avem incidente de genul celui care s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și în acest sens trebuie să luăm în calcul că avioanele MiG-21 sunt intrate în dotarea armatei române de cu mai bine de 50 de ani în urmă. Este nevoie ca să facem cu adevărat o analiză și o evaluare a tuturor parametrilor tehnici ai acestei aeronave, astfel încât să fim siguri că ea mai poate să zboare în deplină siguranță. Domnule premier, săptămâna trecută, pe gardul Diviziei a doua Jetica, pe calea eroilor, au apărut într-o expoziție fotografică ocazionată de împlinirea 150 de ani, 1650 de ani de la prima documentare a Buzăului, au apărut două fotografii cu Nicolae Ceaușescu. Expoziția a fost pus la dispoziție de primăria Buzău la, să-i spunem, ordinul primarului Constantin Toma. Cum comentați faptul că la aproape 33 de ani de la Revoluție, un capar fotografii în expoziții publice cu dictatorul Nicolae Ceaușescu, pe gardul diviziei a doua, ocazionată și comandată? Este clar că nu trebuie să avem poze cu dictatorii prezentate public. Ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, vă rog să-i întrebați pe cei care au luat această decizie. Revenind un pic la ulei, cum credeți că România ar putea mări capacitatea de procesare a uleiului, dat fiind faptul că 2/3 din recolta de fiară soarelui a plecat către export? În acest moment am discutat, așa cum vă spuneam, și cu fermierii săptămâna trecută și cu procesatorii, chiar aici în fabrică am discutat. În acest moment există cantitatea de floarea soarelui
necesară până la sfârșitul recoltei, adică în august, și de asemenea mi-au dat asigurări cei din conducerea fabricii că există materie primă până la sfârșitul anului. Ca atare, doresc să-i asigur pe toți cetățenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem să asigurăm uleiul comestibil necesar pentru consum. Vă mulțumesc foarte mult! Premierul Nicolae Ciuclă, aflat într-o vizită în județul Buzău, a vizitat o fabrică de ulei, i-a asigurat pe români că există producția necesară pentru a asigura consumul intern. A vizitat de asemenea o fabrică românească, o fabrică ce produce peturi, și o reacție pe tema interdicției zborurilor avioanelor MiG-21. Vrem să fim siguri că nu vor mai fi incidente. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Cioreanu, vă mulțumesc mult! Bună seara, e o plăcere. Bună seara. Despre manuscrisele pe care le pot vedea bucureștenii la Biblioteca Națională a României, manuscrise ale lui Mircea Eliade și Emil Cioran, mărturisesc că mă voi duce să le văd. Statul român a făcut o treabă bună cumpărând aceste manuscrise. O spun public, veți fi una dintre invitatele de onoare, doamna Chiriac. E adevărat că sunt câteva sute de pagini. Gândiți-vă că numai manuscrisul lui Emil Cioran reprezintă 154 de pagini scrise cu pixul pe un caiet cumpărat știm și de unde. Nu pot să spun acum pentru că este o librărie, o papetărie din cartierul latin al Parisului, undeva la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Aceste lucruri se datează relativ simplu. Iar celelalte patru, în afară de acesta, al cincelea, celelalte patru sunt dosare reprezentând manuscrise ale lui Mircea Eliade. Din tinerețea lui, perioada dinaintea experienței indiene și de după experiența indiană, sunt pagini admirabile de filozofie, de ficțiune, cele mai multe de filozofie, o încercare de filozofie, de la filozofia medievală până la, să zic, să citez, problema răului în filozofia indiană sau filozofia yoga, de asemenea. Deci vă dați seama că sunt preocupări de tinerețe ale lui Mircea Eliade. Domnule Cioreanu, vă mulțumesc foarte mult, aș fi vrut să stăm pe larg, merită acest subiect, trebuie să discutăm despre aceste manuscrise, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă doresc un sfârșit de săptămână însorit. Ne revedem luni de la ora 16 la News Pass, să aveți o seară liniștită.